Ninsorile abundente și temperaturile scăzute le dau bătăi de cap și celor de la Apa Serv. Societatea care administrează rețelele de apă potabilă și canalizare din Valea Jiului susține că au fost efectuate toate acțiunile necesare pentru a preveni și evita cauzarea unor probleme pentru consumatori. Frigul ne-a fost o provocare și pentru noi. În toate captările avem oameni care acționează pentru îndepărtarea gheții de pe prizele de captare. Dacă aici suntem la Jieț și priza este la un kilometru de stație, gândiți-vă că avem prize în munte, unde față de stație traseul conductei are aproape 15 kilometri. O echipă vine, alta merge, astfel încât să asigurăm un flux de alimentare cu apă brută continuă. Motiv pentru care până la ora asta nu avem probleme în alimentarea cu apă populației. Nu a fost niciun fel de întrerupere. Rezervoarele, chiar dacă sunt scăderi de debite, rezervoarele ne asigură necesarul de apă pentru populație. Ce este mai dificil, că nu putem interveni pe apa de canal, pe partea de canalizare, deoarece nu putem interveni mecanizat, doar manual. Temperaturile nu permit ca echipamentele noastre să funcționeze dacă e sub 0 grade, dacă e cu minus, lucru care ne face să intervenim manual. Se știe deja de atâta timp, eficiența este mult mai mică dacă intervenim manual. Mecanizat am constatat, nu numai noi, cât și beneficiarii noștri, că eficiența este mult mai mare. De asta poate apar unele disfuncționalități pe partea de întârzieri la reclamațiile pe partea de canal. În decursul zilei de astăzi, societatea Apa Serv va efectua lucrări de reparație pe strada Piscului din municipiul Petroșani. Trebuia să alegem aseară în a opri apa și să înghețe toate casele în zona respectivă sau să intervenim dimineață. Normal că am ales să intervenim dimineață. Nimeni n-a rămas fără apă în zona respectivă. Vedem ce se întâmplă dacă putem să facem reparațiile, iar împreună cu Primăria Petroșani deja am stabilit un plan în urma finalizării intervenției noastre să înlăturăm gheața și să pună material antiderapant. Se preconizează ca lucrările de reparație de pe strada Piscului să fie finalizate până la sfârșitul zilei. Încă nu știm care este cauza, dar echipa de pe Petroșani e acolo și nu pleacă până nu finalizăm, dar, cum am spus, n-am intervenit aseară, am intervenit acum, pentru că trebuie să alegem, rămâne omul fără apă sau intervenim noi. Am ales să rămână, să aibă omul apă, ca dimineață să putem interveni. În cursul zilei de astăzi se finalizează. Și dacă parțial, dar se va finaliza într-un fel. Odată cu sosirea iernii, medicii traumatologi devin foarte solicitați. Din cauza gheții, o singură mișcare greșită poate duce la leziuni grave sau chiar fracturi. Potrivit conducerii spitalului din municipiul Petroșani, în ultimele zile nu este mare numărul de persoane care au avut nevoie de îngrijiri medicale după fracturi sau traumatisme din cauza ghețușului de pe drumuri. Strict legat de gradul de încărcare a secției ortopedie-traumatologie, aș putea spune că nu s-a sesizat o creștere marcată în ultima perioadă a prezentării acestor pacienți. Pe secția ortopedie există un flux relativ constant de pacienți prin urgență, pacienți care provin sau din traumatisme, marea lor majoritate casnice, sau eventual din traumatisme din accidente de circulație. Numărul pacienților cu traumatisme apărute după partea aceasta de ninsoare, de zăpadă, nu a apărut a crește semnificativ la nivelul pacienților care se internează în secția ortopedie-traumatologie. Acum, strict legat de ce se întâmplă pe străzi, nu, într-adevăr nu am sesizat, comparativ cu alți ani, o creștere a numărului acestor cazuri. Odată cu venirea zăpezii, tot mai mulți turiști își petrec timpul în stațiunile montane din Valea Jiului, iar în anii trecuți au fost frecvente accidentările pentru cei care practicau sporturile de iarnă. Dacă ne referim, de exemplu, la faptul că se pot practica sporturile de iarnă și ar fi fost de așteptat să crească mult numărul acestor pacienți. Deci, în aceste situații, nu pot să spun că
a crescut în mod deosebit internările în Spitalul Petrușani. În ceea ce privește ghețușul de pe străzi și trotuare, specialiștii recomandă purtarea de încălțăminte de iarnă și o poziție corectă a picioarelor în timpul mersului, în caz de alunecare trebuie evitată aterizarea în mâini. De foarte mult timp se poartă discuții privind construcția unui nou telescaun în stațiunea montană Parâng. Autoritățile locale din municipiul Petroșani sunt însă optimiste și consideră că acest lucru se va întâmpla. Construcția TS4 depinde de o suprafață de teren. Cu câțiva ani în urmă a existat un proces între primăria municipiului Petroșani și Rom Silva, care a fost pierdut în cele din urmă de administrația localității din Valea Jiului. Suntem la faza la care am refăcut documentația, am depus-o la Rom Silva. Urmează să ni se dea acordul, dacă e în regulă, dacă mai trebuie făcut altceva, după care să înaintăm documentațiile pentru hotărârea de guvern, să scoatem din fondul forestier cele 10 hectare de teren necesare pentru construcția TS4. Edilul localității susține că a avut în ultima perioadă mai multe discuții cu reprezentanții societății Rom Silva. Acestea l-au făcut încrezător în ceea ce privește obținerea terenului necesar pentru a putea începe construcția telescaunului în stațiune. S-au modificat niște suprafețe, niște parcele forestiere. A trebuit să refacem măsurătorile, dar toată documentația este depusă la ei. Din punct de vedere financiar, discutăm după ce avem scoaterea din fondul forestier. Autoritățile locale ale orașului Petrila susțin că cetățenii vor beneficia de o modernizare a rețelei publice de iluminat. Astfel, printr-un proiect este vizată instalarea mai multor aparate de iluminat LED, precum și schimbarea celor vechi. Lucrările sunt însă finanțate din fondurile alocate prin intermediul programului operațional regional 2014-2020, fapt pentru care proiectul de modernizare a iluminatului trebuie să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. Iluminatul, la fel, îl avem în procedură de atribuire, cred că este în evaluare. Urmează, sper eu, în maximul lună să semnăm contractul. Și pentru iluminat este aceeași situație ca și pentru celelalte proiecte de care v-am vorbit, adică va trebui să cheltuim banii până la sfârșitul anului, pentru că altfel vom pierde această finanțare. Deci eu sper ca cel târziu până în 15-20 februarie să semnăm contractul de lucrări pentru modernizarea iluminatului și până la sfârșitul anului el să fie implementat. Un beneficiu al acestor lucrări va fi scăderea costurilor cu energia electrică. În acest sens, autoritățile locale încearcă în continuare să caute soluții pentru optimizarea consumului. Noi am încercat să facem economie pentru că sumele sunt foarte mari. Chiar acum ne-au venit facturile pentru sfârșitul anului trecut, undeva la vreo 5 miliarde sau 500.000 de lei noi, niște sume destul de mari, așa cum am spus, în condițiile în care noi totuși am restricționat iluminatul public noaptea, de la ora 1 la 4 dimineața, îl avem oprit. Inclusiv iluminatul ornamental în oraș a fost destul de limitat, l-am ținut foarte puțin aprins și la fel și la instituțiile primăriei am luat măsuri ca funcționarii să-și închidă la sfârșit de program calculatoarele, la fel iluminatul. Încercăm pe toate căile să facem economie pentru a nu fi puși într-o situație în care să nu ne putem plăti facturile.